Dragi romantici, dragi prieteni, a doua parte a emisiei mele din această seară este dedicată lui Nicu Doftoreanu. În această seară vom lansa la Radio Romantic ultimul volum de poezii, care se numește Tango la minut cu ecouri pentru mai târziu. Un volum apărut în luna mai 2021 la editura Fast Editing. Dragii mei, domnul Nicu Doftoreanu dorește să vă dăruiască 6 volume de poezii, dar în urma unui mic concurs. Vor fi 6 întrebări pentru voi. Trebuie să fiți foarte, foarte atenți la ce vom vorbi, ce vom discuta, ce vom prezenta din cartea dumnealui, din cuvântul cititorului, din bibliografia dumnealui. Atenție, atenție mare, sunt 6 volume. Sper să intrați în posesia lor. Și pentru început am să dau cuvântul editorului. Sub o aparență de permanent calm, relaxare și chiar bonomie, Nicu Doftoreanu ascunde un spirit neliniștit, iscoditor, prezent în lumea exterioară și gata chiar să puncteze destul de acid unele aspecte ce nu-i se par în regulă. Desigur, în regulă este o exprimare relativă, pentru că mai tot ce se petrece în jurul nostru pe planeta Pământ se raportează la un sistem de referință. Binele, răul, frumosul, urâtul se încadrează în limitele personale ale noastre, ale fiecăruia și în cele impuse de cercul social în care trăim. Volumul de poezii Tango la minut cu ecouri pentru mai târziu, care apare la editura Fast Editing în luna mai 2021, se deschide cu o foarte interesantă rugăciune care ar putea fi rostită seara alături de Tatăl nostru. Este bine aleasă această deschidere pentru că poezia impresionează. Trece prin neliniștele personale ale poetului, dar trebuie să recunoaștem că ele sunt de fapt valabile și pentru cei de alături, pentru orice om care are un anumit grad de sensibilitate. Versificația întregului volum este curgătoare, sugerând ritmul dansului. Rima este uneori împerecheată, alteori încrucișată și chiar în cursul aceleași poezii ne surprinde o rimă împerecheată urmată de monorimă, desigur, din considerente de muzica generată. Interesant este că cititorul, prins de ritmul acestui dans, nu este deranjat, ci pătrunde și mai adânc în atmosfera generată de subiectele alese. Am remarcat uneori că autorul folosește și procedeul repetiției, care subliniază delicat ideea principală. Și trebuie să recunoaștem că Nicu Doftoreanu este foarte atent și cu aspectul poeziei în sine, dar și cu conținutul său. Veșmântat nu doar în versuri, dar îmbogățit cu importantul accesoriu al ilustrațiilor alese cu grijă și finețe, și cu originala idee de a prezenta majoritatea poeziilor cu câte un moto din clasici sau din prietenii și poeții contemporani. Alegerea motourilor ne subliniază imaginea unui fin intelectual, care are o cultură solidă, dar care are și capacitatea de a sesiza esențele. Tematica poeziilor din acest volum este destul de amplă.
de la frământări interioare personale, la ruga de care aminteam la începutul acestor rânduri, care se doresc doar o cugetare și nu o analiză. Apoi la momente în care poetul se lasă cuprins de gânduri asupra curgerii timpului. Citez. Ne luptăm mereu cu timpul, încercând să-l devastăm. Sau din contră, să-l stopăm. Trecând prin sentimente patriotice, citez. Român ortodox ca nume, dar și dac, precum se spune, toți avem ceva anume. Este dragoste de țară ce nu poate să dispară când e una unitară. Accentele subtile de revoltă, fină și intelectuală, nu ne surprind, pentru că nu este prima oară când Nicu Doftoreanu își exprimă clar și apăsat părerile. Dar temele alternează. Trecem la unele versuri care pun o problemă, întrebare și deschid porțile unor întrebări interioare cu răspuns sau nu. În cursul aceleiași poezii sau în cea următoare. Înaintând în parcurgerea paginilor, cititorul se surprinde, curios să afle ce urmează, despre ce mai discută poetul, constatând că, dincolo de aspect, de prozodie, important este ceea ce comunică acesta. Cu adevărul ăsta nu e de glumit. Cine nu are vise, a murit. Sau, să înțeleg că tot ce am visat atunci când m-am lăsat privit de zare are o singură culoare. Cea nemuritoare. Și nu în ultimul rând, în fiecare zi când ne certăm, de fapt, la moarte, viața condamnăm. Se pare că tema viselor și a timpului, a clipei care trece, a vieții și morții, îl frământă pe Nicu Doftoreanu. Oare visele cum mor? Visele dorm în picioare, precum caii, sunt în stare. Nostalgiile sunt cumva constructive, dar apar la tot pasul. Lumea în care m-am format a plecat, dar mi-a lăsat amintiri de neuitat. Iar anii se duc în pașe d'angou, purtând cu ei ambițiile celor ce se împotrivesc timpului. Și iată cum poetul cedează uneori și suspină. Tinerețea nu rezistă, chiar dacă în suflet există și în subconștient persistă. Pentru că doar la un tango distanță să devină ușor depresiv, gândindu-se că vine un moment în care apare sentimentul inutilității, când viața pare că se poate lipsi de noi. Interesant este că aceste etape apar grupat, căci puțin mai departe îl vedem oftând. Mâine azi devine ieri, poi mâine devine azi. Ne regresăm, însă cu un pastel minunat, pe țărmul frunzelor de rouă veneau și plecau ecouri. Nu putem să redăm în acest scurt cuvânt toate versurile minunate, de frumoase prin conținutul lor ca de exemplu. Doar gândul privirii mă doare, așa că, strivind lumina, cobor în cripta timpului, acolo sac. Ce ecouri blagiene, surprinzătoare! Dar să lăsăm cititorul să parcurgă cu atenție acest volum, poate nu odată,
ci de câteva ori. Pentru a pătrunde cu atenție într-o lume profundă care îl va delecta intelectual. Lectură plăcută și atentă ne sugerează Eugenia Duță în data de 14 aprilie 2021. Și Ioan Rațium ne invită la o lectură interesantă sau la dansul veșnic tânăr al ideilor, să recunoaștem împreună aromele folositoare, plăcerea fericirii, gândul privirii ce doare, limbajul copilăresc sau zborul unui monolog, fiorul de început, necuprinsul muritor, infinita nepăsare, surâsul blând, nevinovat, candoarea uimirii, ori, de ce nu, țărmul frunzelor de rouă, amurgul baladelor, ecoul cu amintiri fictive, ora tradiției, gestul de suflet, orizonturi schimbătoare, precum și multă altele. Alte volume care Nicu Doftoreanu le-a editat în 2002, volumul de poezii se numește Tangouri, în 2004 Tangouri, mereu Tangouri, în 2005 Sub semnul Tangoului, în 2008 Tangouri altfel, în 2010 Tangoul mereu tânăr, în 2012 Tangouri de ieri, Tangouri de azi, în 2013 În ritm de tango, 2014, Tangouri sub acoperire. În 2015, Tangouri dintotdeauna. În 2016, un tango numit Dorință sau Tangoul faptului divers. În 2017, Mordicus Tango. În 2018, Tangouri zglobii despre copii și nu numai. În 2019, Tangouri potrivite în stil englezesc. În 2020, Tangouri cu de toate și răvașe desecretizate. În 2021, Tangouri cu parfum eminescian și, în ultimul rând, Tangouri la minut cu ecouri pentru un mai târziu, care este lansat la Radio Romantic. Bună seara, stimați romantici, oriunde v-ați afla, domnișoarelor, doamnelor, domnilor, care sunteți în acest moment alături de noi și de moderatoarea acestei emisiuni, Selena Selena. Sunteți la sufletul meu și vreau să vă mulțumesc, inclusiv moderatoarei care mi-a făcut onoarea să mă accepte în această emisiune, să-mi lansez cartea apărută în luna mai a acestui an la editura Fast Editing, editoare Jenny Duță, sub numele de Tangouri la minut, cu ecoul pentru mai târziu. Aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre mine. Mă numesc Nicolae Doftoreanu, alias Nicu Doftoreanu, și sunt născut în anul 1951. Sunt membru al colectivului de redacție al revistei Destine și Amprentele Sufletului, iar din acest an sunt membru al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. Această carte, a 16-a ca număr în ordinea cronologică a volumelor mele de autor, nu a avut o naștere tocmai ușoară. Am fost obligat să folosesc forcepsul, deoarece se încăpățâna să nu iasă la lumină și să renunță la anonimat, folosind fel de fel de tertipuri, precum apariția COVID-ului, schimbări frecvente de nume,
tangoul la minut, tangoul din ecouri brodate la minut, tangoul la minut brodate din conuri de lumină, etc. Sau, și mai rău, lipsa inspirației în excesul transpirației. Așa că i-am tot amânat nașterea până azi, când a primit botezul cu numele de tangouri la minut, cu ecouri pentru mai târziu, deoarece eu cred că ecou, chiar dacă vine mai târziu înapoi, are totuși mereu ultimul cuvânt. O fi bine, o fi rău, timpul va hotărâ. Cei ce vor înțelege cam ce-a vrut să spun, direct sau indirect în aceste versuri, îmi place să cred că vor găsi în inima lor reverberațiile spațiotemporale ale acestei lupte. Sper ca pe unii chiar să-i intereseze să învețe să danseze, să viseze sau, de ce nu, să le aduc aminte că uneori, chiar dacă nu-s băgate în seamă, sentimentele tot revin și ne atacă din senin, iar uneori chiar reușesc de ne răzbesc la modul dur și tâlhăresc, așa cum spuneam eu cândva, într-un tango. Mai pe scurt, am vrut să arăt că avem nevoie de poezie și le mulțumesc tuturor celor care m-au ascultat și au fost alături de mine, cunoscuți și necunoscuți. Bună seara! Da, a fost Nicu Doftoreanu în direct la Radio Romantic. Dragii mei, noi am pregătit în această seară câteva poezii înregistrate și în curând am să le dau spre audiție tuturor. O să am și o surpriză pentru Nicu Doftoreanu, sper să-mi iasă. Dar în curând, nu uitați de concurs, nu uitați de concurs, vor fi 6 volume de poezii semnate de Nicu Doftoreanu, 6 romantice o să intre în posesia lor. Atenție, atenție mare la emisie, stați cu urechile celite, nu? Așadar, prima înregistrare, poezie semnată de Nicu Doftoreanu, voce, Constantin Baciu. Poezie de Nicu Doftoreanu. Atât aș vrea să comunic, Eminescu a fost unic, fiindcă ne-a marcat profund. Versurile lui pătrund chiar și acum, până în străfund, aducând limba română la îndemână tuturor, celor ce mai au un dor în focul lor interior. Cuvintele îi rezistă, chiar și când ființa nu-i persistă, reușind să ne transmită idei de înaltă elită, care încă iluminează steaua, deși ea nu-i trează. Însă asta nu contează. Românii îi sărbătoresc trecerea la cel ceresc, dar și data nașterii ca parte a cunoașterii. Ne mândrim că am evoluat și ne-am tehnologizat, dar rămâne o întrebare. Oare viața ce rost are? Sigur, lumea s-a schimbat, dar răspunsul tot nu s-a dat. Eminescu a încercat să ne spună, nu-i hotar și nici ochi spre a cunoaște. Când vremea încearcă în zadar, din goluri a se naște. Și a reușit, ne-a lămurit, iar pentru asta îl prețuim așa de mult că îl tot citim, necontenit și îl iubim. Tango pentru totdeauna. Poezie semnată de Nicu Doftoreanu. Moto. La hotare, cerul nostru se coboară bolțit, rotund și
și nemișcat, lăsând a stelelor fugare umbre. Încercând a înțelege de ce nu putem alege nici momentul dispariției și nici cel al apariției, ne-am împotrivit tradiției, ce spune că nou-născutul sidează necunoscutul când alege la botez un obiect cu chichirez din cele puse de lume chiar în fața lui, anume ca să îi prezică ursita când viața își va cerne sita. Însă datina-i profundă și-am pierdut din prima rundă timpul. N-a vrut să-mi răspundă la încercări artificiale. Au fost, de fapt, vorbe goale, făcând chiar cezariene cu planificări solemne, fecundări artificiale cu speranțe speciale, uneori chiar sinucideri, pentru a scăpa de lideri. N-am câștigat nicio luptă, fiindcă soarta nu ascultă, nu poate fi înșelată. De mai insistăm odată, pierdem inocența vieții, ce dă farmec tinereții, când cuvântul efemer, folosit lejer într-una, mereu era totdeauna, fără a-i sesiza minciuna. Tango tors de ani. Moto: ochii mei au strălucirea melancolicilor astre. Poezie semnată de Nicu Doftoranu. Când spre final am trecut, nu contează ce am făcut sau dacă ne-am relaxat. Vremea deja ne-a taxat. Gata, suntem expirați, la uitare condamnați, sau în umbre transformați. Timpul este inflexibil, dă sentințe infailibil și lasă urme vizibil. De aceea am intrat în mașina de visat, unde, în mod invizibil, fac finalul un pic flexibil, chiar când n-are loc de întors, fiindcă este de ani stors. Mulțumim lui Constantin Vaciu pentru frumoasele poezii recitate de Nicu Doftoreanu. Dragii mei, ca să câștigăm timp, în câteva secunde am să pun prima întrebare din concurs. Așadar, atenție, atenție, mare, mare, nu este grea întrebarea. Ce cuvânt este specific poeziilor semnate de Nicu Doftoreanu? Încă o dată am să vă citesc întrebarea. Ce cuvânt este specific poeziilor semnate de Nicu Doftoreanu? Da, avem și primul răspuns. Vasilica Zaharăgiu a intrat în posesia unui volum semnat de Nicu Doftoreanu. A răspuns prima. Răspunsul era foarte, foarte simplu. Era vorba de tango.
de luptat cu timpul. Ne luptăm mereu cu timpul încercând să-l devansăm sau, din contră, să-l stopăm, fără să gândim că schimbul ce-l dorim este letal când ne lăsăm duși de val. De ești mic, vrei să fii mare, fără a ști ce mult doare pierderea copilăriei din tărâmul fanteziei. Tot la fel, când ești adult, crezi că în față mai ai mult, spunând clar: eu știu să lupt, simt la modul absolut, vremea mea nu a trecut și n-am timp să te ascult. Însă te trezești bătrân și iar intri la stăpân, dorind o reîntoarcere la propria cunoaștere, ce nu se petrece în acte, în perioada dintre fapte, când, stopând momentele ce nasc sentimentele din oglindă oglinjoară, întrebarea ne separă. Ne luptăm mereu cu timpul când se schimbă anotimpul, dar îi facem față totuși, până într-o dimineață când începe a ascunde oglinda ce nu răspunde. Fiindcă nu mai recunoaște chipul ce în ea se naște, în răstimpul dintre runde, unde doar visul trunde. Tango carantinat anonim. Am și uitat că vine primăvara, de când e în carantină țara și stăm cu frică toți, purtând povara păcatelor, adesea capturate și returnate din străinătate. De unii dintre cei ce în realitate nici n-au votat, așa cum ne-au convins cei ce mă țin acum închis în casă din adins. Am renunțat la orice întrebare despre natura schimbătoare, de când izolarea în floare și din culoarea dispărut tiptil a fericirii nuanță în mod subtil, aș vrea să nu permitem însă ca distanța ce e de reținut a mai crescut să ne tot tulbure speranța la minut și să-și marcheze importanța, fiindcă atunci înseamnă că am pierdut. Indiferent cât am luptat de mult spre a redeveni din nou mulțimi care muncesc, adică anonim. Tangoul stelei căzătoare. Nu există omenire fără oameni și iubire. Nu există univers fără stele ce-i dau sens. Conform vechilor credințe, când ca-ți stele îți pui dorințe, toți avem o stea anume din naștere, cum se spune, ce, dacă o știi pe nume, poți să declar liniștit că ai privit spre infinit și că ți s-a împlinit înainte de sfârșit viața în multe privințe, conform vechilor credințe. Dragii mei, a fost prietena noastră Ina Dumitrescu. A recitat superb, ca de fiecare dată, poezie semnată de Nicu Doftoreanu. În curând, o altă întrebare pentru voi romantici. Atenție, atenție mare, și aș vrea să spun, să doresc celor care deja au intrat în posesia volumului să nu mai răspundă la întrebări, să dea ocazia și celorlalți romantici să se bucure de un volum semnat de Nicu Doftoreanu. Așadar, întrebare.
A câta carte este noul volum de poezii semnat de Nicu Doftorean? Încă o dată, repet întrebarea. A câta carte este noul volum de poezii semnat de Nicu Doftorean? Da, răspuns corect, Silvia. A răspuns este a 16-a carte. Am primit și de la cea doamnă este răspunsul corect. Hai, Cila, te aștept. Doresc să ajungă și la tine un volum semnat de Nicu Doftorean. Eu să știți că am răsfoit proaspătul de volum. Îmi place enorm, enorm, enorm. Și mă bucur că l-am primit în dar de la autor. Deci câștigătoare la un alt volum de poezie este vorba de Silvia. Tango descris la minut. Când la minut ai poftă de un sărut, ce-ți pare necesar, doar fiindcă ești la bar. Nu trebuie uitat că nu ești admirat, decât când vii cu fapte, ce ferm să se impună deasupra altor șoapte. Dar când să dai un alt rând, ca omul, la minut, n-ai bani, ceri împrumut, uitând că ești băut, dând cheia omeniei din partea bucuriei, chiar la minut, prostie. Tango necizelat, versuri de Nicolae Doftoreanu. Povestea, prea îndelung elaborată și mult prea mult refinisată, în care e vorba despre fericire, nu mă atrage niciun fel fără iubire, deoarece în realitate viața e altfel, n-ai timp să te tot pregătești, adeseori te rătăcești și te trezești în mod mișel. Ești fără țel, prins prea devreme, cu fel de fel de stratageme și dileme, motive clare care să susțină că doar trecutul e mereu de vină. Nu există, împins de patima de a ști ce coexistă cu cea de a vârfi, te-a pus să socotești și cauți drumul din povești, lăsând în urmă veselia ce-a însemnat copilăria și uite că din nou greșești, deoarece în final începi iar să tânjești, să fii în șa pe cal, chiar de era din lemn, tot vrei să îți dea un semn, din vremea când magia credeai că-i veșnicia, adeseori certată, că nu e elaborată, fiind prea necizelată și în horoscop băgată. Tango despre timp. Versuri de Nicolae Doftoreanu. Poezie publicată în volumul În ritm de tango, editura Testine. Când timpul era mai tânăr, îmi plângea mereu pe umăr, dar acum când i-a trecut, nu l-am mai văzut de mult. Timpul n-are timp de noi, să ne întrebe de nevoi. Ne atinge când ne stinge și ne duce în infinit sau de unde am venit, cu un dor de îndeplinit. Chiar și de-i spui mișcare, de fapt totu-i degradare. Timpul nu-i de împrumut, pentru cel ce stă în trecut, s-a dus, gata, s-a pierdut. Timpul nu arată milă, la el nu merge cu pilă, el gonește și zvorbește, iar când soarta ți se codește, redevine mult mai surd, constatând în primul rând că vrei să trăiești mai mult. De aceea să nu uit, vă previn de la început, nu lăsați timpul să treacă fără rost, fiindcă vă-nșfacă, prefăcându-vă în argiră,
fără niciun pic de milă. Tangoul iubirii împlinite, versul de Nicolae Doftoreanu. Când sentimentul împlinirii prinde nuanța amăgirii, dar mireasma din iubire nu miroase a fericire, propun să-i găsim alt nume, însă întreb, știm cum anume? Poate timpul ne va spune, fiindcă azi nu-i ușor să vorbești de viitor. Vizionarii au presupus că ei vor primi răspuns, dar când soarta au întrebat, li s-a răspuns încifrat. Întrebarea de mai sus cam degeaba mi s-a pus. Ce a fost de spus, s-a spus, în vremuri care s-au dus. Cred că este demodat să dăm vimna în mod constant doar pe cei care au clacat. Atunci când li s-a întâmplat să nici nu-i vadă forma, fiindcă i-au ratat aroma, negăsind ființa străveche care-i sufletul pereche de înger ce stă de veche. Când sentimentul iubirii prinde crusta împlinirii, consistența armoniei, dând al sens chiar veșniciei, propun să o spunem pe față, așa cum viața ne învață. Nimic nu-i predestinat, de nu vrei cu adevărat să simți iar în potrivire gustul pur de fericire, cei de liber consimțită și de nimeni îngrădită, se numește împlinită. Dragii mei, a fost Monica Teacă-Mărhem din Praga, o voce caldă, prietenoasă, care ne încântă de fiecare dată cu prezența ei la Radio Romantic, în emisiile noastre, în direct. O altă întrebare pentru concursul din această seară. Atenție, atenție, nu este grea întrebarea. Așadar, la ce editură a apărut noul volum de poezii și în ce lună? Încă o dată am să repet întrebarea. La ce editură a apărut noul volum de poezii și în ce lună? Tangoul viselor nemuritoare. Iubirile se nasc și pierd, ca valul ce se sparge în larg, iar vise pline de amintiri, în suflet le păstrez cu drag. Sunt sute mii de opțiuni ce-i fac pe unii chiar nebuni și mă îndeamnă să mă întreb, de unde știu eu ce-am să aleg spre a redeveni întreg? Atunci când stau pe țărm de mare, privit de dincolo de zare, de orizonturi schimbătoare infinit, de unde știu pe ce criterii apar nelucile puterii care aleg să-mi dispute sentimentul, crezând că poate ăsta e momentul când se încurcă ele cu prezentul. Cu adevărul ăsta nu e de glumit, cine nu are vise a murit. Desigur, factorii obiectivi, cel mai adesea doar intuitivi, rămași din clipe tumultoase ca adevăruri dureroase, ce cu îndârjeală se apăreau constant, deoarece trecutul le părea frustrant. M-au ponderat, dar chiar m-au ajutat să înțeleg că tot ce am visat atunci când m-am lăsat privit de zare are o singură culoare, cea nemuritoare. Cu amintiri păstrate în gând, ce pot să apară doar în somn, din gând în gând. Tango
spiritual. În timpul care ne cuprinde, ce suntem noi? Efemeride. În fiecare zi descoperim cât de fragili suntem. Dacă iubim, numai plăcerea lumii materiale, supusă doar dorințelor carnale. În fiecare zi ne pomenim că lovituri perverse tot primim, de la promise vise de moment, ce nu rămân în viață permanent. În fiecare zi ne străduim să revenim la ceea ce simțim, dar constatăm că vechile porniri sunt coordonate în timp de amintiri. În fiecare zi când ne certăm, de fapt, la moarte viața condamnăm, deoarece, uitând de sentiment, eliminăm speranțele urgent. Dar toate astea până când simțim cât de ușor norocul risipim, pe clipe în care, superficial, tratăm atașamentul special. Abia atunci, timid, descoperim cât de fragil suntem când noi iubim, decât plăcerea lumii materiale în detrimentul celei spirituale și a aurei astrale ce-o predăm lințoliului pe care sângerăm, când pierdem viața fără să primim nimic concret la schimb din tot ce părăsim. Tango empatic. Din nou cu glas de stafie în urechi, singurătatea murmură și cântă, și drojdii de amurguri vechi în fundul sufletului se frământă. Când totul e plăzmuire, devenim doar nălucire. Când dispare fantezia, dispare și omenia. Când nimic nu ne convine, fiecare e pentru sine și ne înstrăinăm constant. Devine un pic șocant că tot ce a fost apetență este acum indiferență și noi vegetăm activ, mimând traiul intensiv. E motiv întemeiat pentru a renunța treptat la tot ce a însemnat viața noastră pe pământ. Sincer, nu cred în cuvânt. Omul nu un animal și nu trăiește formal decât dacă e forțat la un trai însingurat. Asta nu e natural, nici în mediul virtual, unde și când ne jucăm, vrem să mai socializăm. Fiind conștienți că în viață rămân doar cei ce fac față și respectă dreptul sacru de a nu trăi în simulacru. Ei înțeleg nostalgia, soră bună cu poezia, ce în final dă empatia. Dragi romantici, v-a încântat cu vocea superbă Sorina Vâiu din Spania, recitând poezii semnate de Nicu Doftoreanu. Eu am primit răspunsul corect în privat de la Cila. Într-adevăr, volumul a fost editat la editura Fast Editing în luna mai. O să merg mai departe cu o altă întrebare pentru romantici. Primesc răspunsuri și pe WhatsApp, să știți, dar Iulia de pe WhatsApp nu a ghicit, nu a nimerit, dar poate la următoarea, cine știe. Deci, următoarea întrebare. Atenție mare, mare, mare. Când a apărut prima carte de poezii semnată de Nicu Doftoreanu? Încă o dată repet întrebarea. Când a apărut prima carte de poezii semnată de Nicu Doftoreanu?
când o să-mi trimiteți voi rezultatul, am să dau citire unui mesaj adresat lui Nicu Doftoreanu și spune așa: poezii superbe, cu versuri profunde, de o sensibilitate aparte în ritm de tango. Poetul ne încântă în stilul propriu, unic în poezie. Felicitări alese domnului Nicu Doftoreanu, cu deosebită stimă și prețuire, Victoria Furcoiu. De suflet. Simt nevoia disperată să-mi dau soarta în judecată. De când ne-am certat odată și m-a spus la lumea toată. Sigur, asta e o intenție ce ridică o obiecție. Atunci când gândesc la rece, dacă o supă și o să plece, bine ar fi să o împac, chiar de supărat să tac. Aș vrea să nu dau atenție la toți cei ce sunt detenție și-mi resping orice pretenție. Dar sunt sigur că o să o fac dacă nu îi dau de cap. Simt nevoia dintr-o dată când cred că mi-a fost furată lumea de copil visată și plâng mult după destinul ce mi-alimentează chinul. Dar nimic nu e cum pare, fiindcă în plină frustrare rătăcind la întâmplare am descoperit iubirea ce mi-aduce fericirea, așa că m-am împăcat și soarta mi-am acceptat de când m-a trimis în pat, conștient că i-am în față ce minune-i să dai viață. Tango de ales, nimic. Oare când vom înțelege că logic nu poți alege nici momentul apariției și nici cel al dispariției? Toți cei care au încercat să-l ghicească au renunțat. Cine-și va dori să facă, sigur, repede o să-i treacă, fiindcă, fără vreo intenție, timpul îi va da o lecție inserată în introspecție, când va constata că viața e doar linia pusă în fața momentului dispariției după data apariției. Oare când vom înțelege că moartea nimic n-alege? Tango blazat. Chiar dacă nu e vizibil, timpul este inflexibil. Nu este deloc amabil, trece și este capabil să producă doar defecte cu efecte permanente resimțite în sentimente. Cei ce spun că-i doar convenție primesc de la el o lecție atunci când nu-l iau în seamă
considerând că nu înseamnă mai nimic dacă nu-l văd. Sunt destui ce nu prevăd și încearcă să-i abată atenția spre altă dată, crezând că ziua de mâine ce se transformă în poimâine le va rezolva durerea și va îngrădi puterea. Dar oricât ne-am străduit, nimic nu-l poate opri. Când spre final am trecut, nu contează ce am făcut, viața ne-a taxat de mult și a nu-i da atenție nu-i soluție ca intenție, fiindcă înseamnă că am uitat cât de mult ne-a afectat lipsa de inițiativă ce ne-a lăsat în derivă. Așa că m-am reîntrebat de ce oare am fragmentat timpul care mi s-a dat, dacă oricum ne-am blazat. Versuri scrise de Nicu Doftoreanu. Dragii mei, v-a încântat cu vocea Carmen Pinte, cu versuri semnate de Nicu Doftoreanu, în direct la Radio Romantic. Nimeni nu mi-a răspuns în ce an a apărut primul volum de poezii semnată de Nicu Doftoreanu. Eu încă mai aștept. Dar am să aduc eu o surpriză pentru domnul Nicu Doftoreanu în câteva minute, sper să reușesc. Dar înainte de toate, dragii mei, dacă tot am ascultat noi tangouri la Radio Romantic, haideți să ascultăm și un vals. Ce spuneți? Font des supplices, tombent les actrices, et dans leurs yeux chromés. Da, am primit și un răspuns corect, într-adevăr. Doamna Victoria Forcoiu a intrat în posesia unui volum de poezii semnată de Nicu Doftoreanu. Într-adevăr, 2002, poemul se numește Tangouri. Felicitări, doamna Victoria! Dragii mei, 4 volume de poezii semnate de Nicu Doftoreanu o să ajungă, cred că săptămâna viitoare, la cei 4 câștigători. Mai am încă 2 volume de dăruit. În curând, așa cum am zis, o surpriză pentru domnul Nicu Doftoreanu. Les romantiques, les amours infidèles, s'écrivent sur logiciel du fond de la nuit. Et nos chagrins de môme dans les pages du grand monde. Maintenant que deviennent les valses deviennent. Dis-moi qu'est-ce que t'as fait pendant ces années si les mots sont. Mulțumim, Iulie, din Spania, cred că ești. Mulțumim mult, ea îmi spune că ne ascultă într-un mijloc de transport. Da, se pare că Radio Romantic place multor persoane. Suntem ascultați în foarte multe țări și asta e de bine, nu? În curând voi prelua un telefon în direct. În curând.
t'as fait pendant ces années. Si les mots sont les mêmes, dis-moi si tu m'aimes, si tu m'aimes. Bună seara. Bună seara. Bună seara și bine ați venit la Radio Romantic. Sunteți în direct? Mulțumesc pentru faptul că m-ați sunat. Mă bucur că intru în direct cu dumneavoastră, mai ales că este un eveniment care mă încântă, dat fiindcă această carte a domnului Nicu Doctoreanu este editată la editura mea. Sunt Jenny Tuță. Și mă scuzați că vă întrerup, chiar noi aveam în program o întrebare. Cine este editorul acestui volum de poezii? Dacă au fost atenți, cu siguranță o să răspundă la întrebare. Vă ascultăm cu drag. Da. Domnul Nicu Doctoreanu, inginerul Nicu Doctoreanu, este, nu mai surprinde pe nimeni faptul că este și un poet deosebit care a inventat un nou stil al tangourilor în poezie și care este un maestru al prozodiei. Dar, din punctul meu de vedere ca editor, trebuie să vă spun că acord o foarte mare importanță unei alte calități a domnului Nicu Doctoreanu, și anume a conținutului pe care îl au poeziile sale. Nu sunt poezii facile, el are ceva de spus și o face cu mare maestrie. Pentru că nu vreau să vă răbesc foarte multă vreme, eu aș dori să citesc una din poeziile care mi-au plăcut foarte mult. Se poate? Vă ascultăm cu mare drag. Da. Se cheamă Tangoul momentului următor. Are un motto, pentru că, așa cum se știe, domnul Nicu Doctoreanu își subliniază conținutul poemelor sale cu câte un motto foarte bine ales. Motto pentru această poezie este: fiecare vede în ceilalți ceea ce are în inima sa, dragoste sau ură. De resubt scrie filozofie glumeață de cafenea. Nu e chiar o filozofie glumeață, dacă suntem mai atenți. Deci, tangoul momentului următor. Mâine, azi, devine ieri, permițând apropiere între cei ce au fost pe drum și urmașilor de acum, cărora, se pare, viața nu le-a descris, nu le-a scris încă prefața. Poi mâine te vine azi și nu te lasă să cazi în capcana altui ești ce te făcea să disperi. Când atunci devine acum, trecutul se pierde în fum, dar nu-i bine să arunci în uitare tot ce apuci. Chiar dacă timpul cu sârg vindecă, nu-i bun chirurg, lăsând urme grăitoare ce se scurg nepăsătoare ca riduri obositoare pe fața ta moritoare. Și devin nepieritoare chiar dacă par trecătoare. Aceasta este una din poeziile care mi-a plăcut foarte mult, pentru că tocmai subliniez faptul că întotdeauna în poeziile domnului Doctoreanu apare acest sâmbure de filozofie care ne atinge cumva sufletul și gândurile și ne îndeamnă la meditație. Eu doresc să-l felicit pe domnul inginer poet și subliniez acest lucru că este inginer, pentru că se pare că este o pandemie de ingineri care au devenit poeți și prozatori, au devenit literați. Probabil că după ce au trecut prin viață făcându-și meseria, au ieșind la pensie, pentru că majoritatea au o vârstă, ieșind la pensie își revarsă cealaltă parte a prea plinului sufletului lor, adică înclinația către frumos, către artă, către poezie, către proză. Cam atât doresc să spun, pentru că presupun că mai sunt șanse care trebuie să intre în directul dumneavoastră. Eu vă mulțumesc pentru că mi-ați acordat acest moment de plăcerea mea să exprim părerea despre domnul Doctoreanu și vă doresc în continuare niște emisiuni din ce în ce mai frumoase. Mulțumesc. Pentru că sunt foarte frumoase deja, dar tot tindem să fie cât mai frumos și cât mai sus. Asta este asimptota noastră. Mulțumim. Și îl felicit pe domnul Doctoreanu. Mulțumim mult, doamna Eugenia Duță, și vă mai așteptăm cu drag la Radio Romantic în direct. Mulțumesc.
Mulțumesc. Seară frumoasă și numai bine, pe curând. La revedere. Dragii mei, sper că a fost o surpriză plăcută pentru Nicu Doftoreanu. Nu știa că o să intre dumneai în direct la noi. Se pare că s-au făcut o listă cu bunuri de ordine. Mai am eu încă două volume de poezii să dăruiesc la doi romantici, la doi ascultători. Ia să vedem o altă întrebare. Cred că este foarte ușoară întrebarea următoare. Cine este editorul noului volum de poezii semnat de Nicu Doftoreanu? Foarte ușoară este întrebarea. Încă o dată vă spun. Cine este editorul noului volum de poezii semnat de Nicu Doftoreanu? Pare că nu ați fost atenți cu cine am stat de vorbă un pic mai devreme, chiar cu editorul acestui volum, semnat de Nicu Doftoreanu. Încă o dată vă o să pun întrebarea. Cine este editorul noului volum de poezii semnat de Nicu Doftoreanu? Este o doamnă care tocmai am vorbit la telefon. Acum un minut, cred că, nu? Hai! Ce pot să vă mai spun mai mult de atât? Haideți să bem o cafeluță neagră în compania lui Dalton. Să mai vorbim un pic de ultimul volum de poezii semnat de Nicu Doftoreanu, care se numește Tangoul la minut, cu ecouri pentru mai târziu, editat la Fast Editing 2021, luna mai. Dragii mei, să mă credeți pe cuvânt, este un volum de poezii superb. Ajunge acolo unde trebuie. Ne regăsim în multe, multe poezii de ale dumnealui. Și sper din tot sufletul să mai ofer încă două volume de poezii semnate de Nicu Doftoreanu în această seară pentru voi cu drag. Se pare că nu ați reținut numele
doamnei care a editat urmul de poezii. Uite, Constantin Baciu vine cu altă idee, spune, pune altă întrebare. O altă întrebare și mai ușoară, care cu siguranță o să știți. În ce an este născut Nicu Doftoreanu? În ce an s-a născut Nicu Doftoreanu? Foarte ușor. Răspuns, aștept în privat, mai am eu încă două volume de poezii de oferit. Și încă o dată spun celor care au intrat deja în posesia unui volum de poezii semnate de dumnealui să nu mai îmi răspundă, chiar dacă cunosc răspunsul, să mai facem fericiți doi romantici, nu? Încă țin minte aproape fiecare cuvânt. Fericire. Cineva te iubește. Da, am primit un răspuns tocmai din Spania la întrebarea anterioară. Răspunsul corect este Eugenia Duță. Da, foarte, foarte corect. A fost tipărită la editura Fast Editing. Felicitări, Iulia. Iulia din Spania. Un răspuns corect, dar de la domnul Nicu Doftoreanu. În ce an este născut? Dragii mei, încă un volum trebuie să mai dăruiesc unui romantic. Haideți repejor, în ce an este născut Nicu Doftoreanu? Răspunsurile voastre la mine în privat. Tu și eu. Tu și eu. Fără pile, fără pile, deci nu suflu nimănui. Da, mi-a trimis Constantin Vaciu lista cu bonurile de ordine din această seară. În curând voi prelua legătura de la Nicu Doftoreanu, apoi Vasilica Ilie o să ne încânte cu prezența în această seară, Constantin Nicolae Gavrelescu și Carmen Pinte. În această seară nu cred să pot... Bine, o să intre, cred că și Constantin Vaciu pe final, ca de fiecare dată. Deja ne-am întins cu emisia. Mai multe telefoane în direct nu mai pot lua decât atât. Nicu Doftoreanu, Vasilica Ilie, Constantin Nicolae Gavrelescu, Carmen Pinte și pe final Constantin Vaciu. Spune Constantin Gavrilescu acolo pe chat, romantic, merită și Nicu Doftoreanu, o carte semnată de Nicu Doftoreanu, nu? Da, într-adevăr, dragii mei, în curând voi prelua legătura de la Nicu Doftoreanu. Țin minte aproape fiecare cuvânt.
Bună seara! Bună seara, Selena, și tuturor celor care ne ascultă în momentul ăsta. Vreau să vă felicit pentru ultimul noul volum apărut de curând, Tango la minut, cu ecouri pentru mai târziu. Eu deja l-am răsfoit, m-a încântat foarte, foarte mult, îmi place foarte, foarte mult. Mulțumesc mult de tot! Bine. Vă dau cuvântul! Da, s-au citit astea poezii din mine, dar o să citesc una așa, ca să... Se cheamă Tango de final. Are un moto: ucide-mă încet și cu tandrețe, după o noapte de amor flambat și fantezii trăite ce-or să înghețe în cupa unui crin transfigurat. E o poezie care se numește Decizie, de Marioara Nădea. Și acum poezia mea. Cu migală și răbdare, omul mic se face mare, dar din viață nu reține decât ceea ce-i convine. Ce lasă ușor să treacă nu poate să mai întoarcă, totul fiind zădărnicie cum a fost și o să mai fie, căci migala și răbdarea sunt surori cu disperarea, ce în final dau nostalgia că pierdem copilăria. E o poezie cu temă, că astăzi este practic ziua copilului. Exact. Putea fi mai veselă, dar asta e. Ne mulțumim și cu ce ne-ați adus spre audiție. Da, ce faceți, cum sunteți? Sunt bucuros, pentru că am văzut că e o emisiune care aproape în totalitate mi-a fost dedicată și mă simt așa, în a șapte la cer. Și mulțumesc tuturor celor care au citit și s-au plecat asupra poeziilor. Spre surprinderea mea, n-au greșit prea mult. Adică interpretările au fost cam cum am scris eu poezia, ceea ce e mare lucru. Mă bucur. Pentru că sunt greu de recitat poeziile mele. Mai aveți ceva în plan pe viitor? Da. Probabil că la anul, că lucrurile se petrec de la an la an, așa. Voi scoate un alt volum care se va numi Tangouri scârțuite cu tâlc. Interesant. Vom scârți și tangurile, nu numai vioara. Foarte frumos spus, domnul Nicu Doftoreanu. Mulțumesc mult. Eu vă felicit încă o dată și mulțumesc pentru că mă pot bucura de poeziile dumneavoastră, chiar am câteva. Și sper că și cei care o să intre în posesia lor o să se bucure de ele, cu siguranță, pentru că romanticii sunt romantici. Întotdeauna romantismul primează. Absolut. Și nu vă las să plecați până nu faceți o promisiune la Radio Romantic, acum în direct, pentru că promisiunea este mai rea decât datoria. Următorul volum, tot aici la Radio Romantic, trebuie neapărat să-l lansați. Sigur, nici nu mă gândesc să-l lansez în altă parte, sincer. Mi-a plăcut așa de mult că nu o să mai scăpați de mine. Mulțumim mult, domnul Nicu Doftoreanu, și vă doresc mult succes în continuare, inspirație multă, 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 și rămâneți pe recepția Radio Romantic. Mulțumesc, doamna, rămâne sănătate. Pe curând. Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister, cu acest tren personal și stighier. Bună seara, iubito. Te aștept ca din cer. Bună seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că
Ca intră iubiri premature în morminte. Bună seara, iubito. Pot să-ți spun prin cuvinte. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor să pună la ușa iubirii noastre zăvor. Să pună lacăt cuvântului dor. Bună seara, iubito. Sunt destui care vor. Bună seara, iubito. Te aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de cădere, de măriri, de cuvânt. Bună seara, iubito. Te aștept ca și când. Bună seara, Vasilica! Bună seara, Selena! Bine te-am regăsit! Bine pe tine și pe ascultători! Vă doresc un la mulți ani din toată inima și vouă. Pentru că este copilul din noi, nu? Absolut. Și la o anumită vârstă și tuturor copiilor din întreaga lume. Cu cine încânti în această seară? Sau cine-i pregătit? Cine-i pregătit pentru această seară? Păi uite ce-am pregătit. Câteva cuvinte despre Nicu Doftoreanu, adică despre poezia lui, dar fiindcă ne cunoaștem de atâta timp și am profitat de această ocazie că are lansare să spun și eu câteva cuvinte, da? Da. De Se acord. Poate, nu? Da, da, sigur că da. Da. Chiar dacă nu am cartea pe care o lansează astăzi, că urma să ne întâlnim la un cenac literar scuze, la care nu am mai ajuns din motive întemeiate, deci, cu siguranță că mi-o dăruia. Deci am să vorbesc câteva cuvinte despre poezia lui în general. Eu cu poetul Nicu Doftoreanu suntem de acea generație și ne cunoaștem de mult timp. Dacă este să-l caracterizezi în particular, este un om cu un caracter frumos pe care te poți bizui. Dacă e să-l caracterizezi ca poet, să zicem așa, în ghilimele, este un brand. Păi, de ce, ne întrebăm? Pentru că acest cuvânt tango, la el a devenit un leitmotiv, atât în titlurile cărților, cât și în titlurile poemelor publicate până acum de autor. Ce este nou la poemele lui este că la fiecare poem, la început, are câte un motto din poeții cunoscuți sau anonimi chiar. Poetul a fost descoperit de scriitorul Victor Ghestan, președintele Asociației pentru Copii și Tineret al filialei București, a Uniunii Scriitorilor din România, la un concurs de poezii al revistei Destine. Și pe care l-a încurajat să meargă mai departe cu acest gen de poezie. Și iată că el este la al 16-lea volum de poezii de acest gen de poezie, cu tangourile. Revenind la tangou, când rostim acest cuvânt, ne gândim la o melodie de dans, imaginându-ne pașii unui cuplu în ritm de dans. Și dacă ne gândim mai profund, putem spune că viața poate fi asemenea pașilor de tango, înainte și înapoi, exact ca așa cum
sunt și momentele vieții noastre, cu suișuri și coborâșuri. Dacă toate poemele sunt denumite tangouri, în subsidiar deslușim a priori simboluri pe care poetul le justifică, le sudează, exprimându-se într-un mod natural omenesc, de la iubire, optimism, îndemnuri, critici, pilde, la tristețe, deziluzii, cuiți de regret și altele. Uneori, tangourile sale sunt ca niște jocuri copilărești. Chiar a scris o carte cu un tangour pentru copii, am fost și la lansare, a lansat-o la Sadoveanu, acum vreo 2 ani, da, înainte în de 2018, pandemie. Spunea dumnealui că era mai bine nimerit în această zi deosebită, de 1 iunie, să fie lansată, dar noi nu ne cunoșteam pe acea vreme, în 2018. Da, da, da. Așa că am fost și la acea lansare, de fapt aproape la toate lansările, că și el a venit la lansările mele. Ce să zic, după ce i-am citit, că nu i-am citit toate cărțile, nici acest volum nu l-am citit, dar după ce am citit câteva cărți, pot spune, ca o concluzie pot zice că poetul Nicu Doftoreanu este un poet atipic. Este un rebel care nu dorește să se regimenteze niciun curent literar. Nu vrea să împărtășească principii estetice similare cu alte grupări și face foarte bine. De fapt, că eu i-am și spus acest lucru de mai mult timp. Eu îl felicit și pentru acest volum și doresc mult succes cu el și inspirație pentru viitoarele cărți. Și ca să întregesc această, eu știu, acest, eu știu dacă să e speech al meu sau așa, o prezentare, am să citesc tangoul relativ din volumul Tangouri potrivite în stil englezesc. Moto. Întrebat am vântul, zburătorul, bidijul pe care îl aleargă norul către albastre margini de pământ. Unde sunt cei care nu mai sunt? Nikifor Crainic, 1889-1972. Ai văzut nefericirea cum mai bântuie privirea celor ce-au pierdut iubirea? Ai gustat din cupa vieții când amarul bătrâneții umplea golul tinereții? Ai simțit miros de dor, aromat, înțepător, cu dragostea de moment ce încearcă în mod frecvent fără niciun sentiment? Ai auzit cum dispare liniștea firii ca stare, când din urna fericirii presare praful amăgirii? Dacă da, atinge marea căreia chiar depărtarea îi dorește îmbrățișarea și vei ști intuitiv că totul e relativ. Și dacă mai îmi permiți, citesc și o poezie de-a mea. Da, vă ascultăm. Care se numește Viața, pași de tango, fiindcă suntem la tango. Tango, da. Efemeri pe pământ, trăim ca într-un balansoar, dansând pe muzica unui tango înainte și înapoi. Între noi există bucuria întâlnirii, voința și visarea, dar nu știm să ne armonizăm după muzica sufletului. Nu întotdeauna pașii ascultăm muzica. Forțăm pe undeva lucrurile. Ne luăm la trecere cu timpul, lumina, pacea și când suntem în vârf, ne credem infailibili. Orgolioși, strivim sub pași partenerul de lângă noi. Nici geniile nu rămân în vârful piramidei. Li se frâng aripile de la picioare și cad pe pământ, până își revin
trebuie să construiască pas cu pas, înainte și înapoi, ca și cum atunci ar învăța tangoul. Unii, după ce au învățat pașii, nu mai au timp să danseze. Iese din volumul Reflecții 2012. Foarte frumos ați recitat la Radio Romantic și mulțumim pentru prezență, pentru cuvintele frumoase adresate domnului Nicu Doftoreanu. Cu siguranță v-a ascultat cu mare, mare drag. Sper că v-am spus că ne cunoaștem de atâta timp, sigur că n-am decât cuvinte frumoase, n-am de ce să spun altceva. Așa că sper să fie mulțumit. Cu siguranță. Zic așa, în ghilimele. Mulțumim. Și îți mulțumesc mult de tot, Selena, pentru că am intrat în direct și am putut să spun câteva cuvinte despre poet. Cu drag. Și pe viitor vă așteptăm cu mare, mare plăcere alături de Romantici. Sigur, cu drag. Vă mulțumesc și tuturor și le doresc o seară frumoasă tuturor romanticilor. Mă îmbrățișez cu drag. Mai bine, pe curând. La revedere. Dragi romantici, a fost Vasilica Ilie, scriitoarea Vasilica Ilie, în direct la Radio Romantic. Voi merge, dar nu înainte, voi merge la domnul Nicolae Constantin Gavrilescu, dar propun să ascultăm un alt tango, dar nu oricare, Tango to Evora. Dragii mei, e un superb tango, a fost la Radio Romantic și ultimul volum merge la Constantin Vaciu. Ultimul volum de poezii semnat de Nicu Doftoreanu, să trecem aici pe listă. Și așa cum am zis, mergem la Constantin Nicolae Gavrilescu, pentru că și dumneavoastră dorește să intre în direct cu noi. Mai ales că Nicu Doftoreanu este un foarte, foarte bun prieten de al dumnealui. Da. Bună seara! Să rămână, Selena, să rămână
bună seara romantic și la mulți ani tuturor copiilor, inclusiv nouă. Mulțumim, mulțumim. Că tot copii suntem încă, nu? Sau eu cel puțin sunt încă un copil visător. Cu ce, ce ne-ați pregătit pentru astăzi? Cu siguranță ceva frumos? Da, 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 sigur că da. Vreau să adaug și eu despre Nicu Doftoreanu câteva fraze, nu atât de multe ca să nu umplem timpul. Îl cunosc pe Nicu Doftoreanu, aș putea spune, de o viață. Am fost și colegi și pot, colegi de serviciu, și pot spune că relațiile noastre s-au cultivat așa de frumos încât, uite, el inginer, eu de asemenea am cochetat și cu partea aia frumoasă literară și pot să vă spun că, așa cum spunea și Ilie Vasilica, nașul de botez al stilului de poezie este într-adevăr Victor Gerstan, președintele Uniunii Scriitorilor Friția pentru Tineret, care l-a încurajat și l-a sprijinit în a edita și în a-l promova, ca să spunem așa. Și într-adevăr va rămâne în istoria literaturii cu acest gen ca poet al tangourilor. Am pregătit și eu pentru seara aceasta un tango semnat în Nicu Doftoreanu, care se intitulează Tangoul Sentimental, care are un moto: prin locul unde ai trecut, gândul la primul tău sărut. Alexandru Cezar Lucius Stoica, volumul În ritmul vieții, flor de primăvară, editura Daco Română, 2012. Și acum poemul. Când sentimentele strivesc, surâsul blând, nevinovat, al celor ce s-au înălțat firesc, pe locul unde cresc, regretele de timp uitat, al visului cel îngeresc, încerc să le mototolesc și să le las la macerat. Dar sentimentele doresc să le apreciem valoarea, să primenesc adeseori și ne atrag cu adevărat schimbând culoarea uneori. Din roșu, tare agitat, în rubiniu întârziat, pe care nu mai îndrăznesc să-l turbur, chiar dacă am aflat că au ajuns de închiriat de îndată ce s-au maturat. Când sentimentele strânesc din zi, patim doar din joacă, se potrivesc doar, deprimesc ce vor și reușesc să treacă peste necazul permanent. De sigur, din acel moment nu mai rămân imaculate, deoarece au fost pătate și transformate în păcate. Dar sentimentele revin și ne atacă din senin, iar uneori chiar ne răzbesc la modul dur și tâlhăresc, când reușesc și ne întâlnesc în locul unde poposesc, de obicei acei damnați ce au fost de soartă alungați, deoarece au tot tratat iubirea și s-au transformat, uitând că visul îngeresc e singurul în care cresc. Când sentimentele descresc și îndrăznesc să le plinesc, încep să simt în fiecare adevărata disperare, cea măzgălită cu uitare din infinita nepăstare pe care cum să o ocolesc. Atunci, din amintiri pălesc aromele folositoare, născute în marea macerare, și redevin vis îngeresc. Acesta a fost poemul semnat de Nicu Doftoreanu. Nicu Doftoreanu, din volumul de astăzi și lansat. Și dacă îmi permiteți, o să vă repet și un mic poem care se intitulează Un dor.
Semnat de? Semnat Constantin Nicolae Gavrilescu. V-ați spus dintre ei? Nu e nici poem în vers clasic, dar este mic și zice-o frumos. Vă ascultăm. Un dor nespus mă duce în tristețe, când eu voi fi apus și ajuns la bătrânețe. Voi mai aprinde oare de dragul dorului iubire un dor așa de mare să fiu slăvit în nemurire? Vor ști lăstarele ce vin că dorul vine și va naște timp, că ce drag nu reînvie, rămâne în veci un dor aprins pentru vecie? Acesta a fost poemul scurt. Mulțumim mult, domnul Constantin Nicolae Gravelescu. Vă doresc o seară minunată și vă mai așteptăm și data viitoare într-o altă emisie în Direct la Radio Romantic. Și eu vă mulțumesc și vă felicit pentru această lansare reușită și încă o dată la mulți ani pentru toți copiii. Mulțumim mult! Seara plăcută și numai bine, pe curând! Asemenea, audiție frumoasă! Mulțumim! Pe română. Da, a fost domnul Constantin Nicolae Gravelescu în direct la Radio Romantic. Mai am eu două telefoane, doar două telefoane de preluat în direct, dar să mai ascultăm puțină muzică la Radio Romantic. What if I say I love you? Would it mean as much as it used to? Could it have the hurt that we're putting us through? What? Dragii mei câștigătorii din această seară, de la micul nostru concurs de la Radio Romantic, premiu oferit de autorul Nicu Doftoreanu, care astăzi a lansat la acest post de radio romantic tangouri la minut cu ecouri pentru mai târziu. Câștigătorii sunt Vasilica Zaharageu din Galați, Silvia, Cila, doamna Victoria, Iulia din Spania și, în ultimul rând, Constantin Baciu. Someone you turn to as soon as I left. Someone you already know. What if I say I love you? Would you want to make? Dragi prieteni, emisia din această seară este înregistrată. Am să o aduc în reluare joi dimineață, începând cu ora 10, ora României, dar o să fie prelucrată această emisie de prietenul nostru Constantin Vaciu. O să posteze el, cum face de fiecare dată pe grupul romantic, toate emisiile, toate evenimentele de la Radio Romantic. What if I say I love you? Would it mean as much as it used to? Could it count the hurt that we're putting us through? What if I say goodbye? În curând voi prelua penultimul telefon în direct de la Carmen Pinte.
m'interdire de parler, de tout lui dire, ça me tue. Elle me glace d'émotion, pute et poupée de salon, elle me tue. Sa démarche à reculons, léopard, caméléon, ça me tue. Elle me fait des courants d'air par-dessous le pull vert. Elle me tue, elle me tue, elle me tue, super dans, super dur. Bună seara, Carmen! Bună seara, Selena! Bună seara, dragi ascultători! Bună seara domnului Nicu Doctoreanu și felicitări pentru nou volum lansat. Pentru seara aceasta, dacă toată lumea a recitat din poeziile domnului Nicu, voi recita și eu încă un tango, Tango înlăcrimat, scris în anul 2015 și publicat în volumul Un tango numit Dorință. Te ascultăm, Carmen. Da. Ploaia plină de tristețe, nu simțeam în tinerețe. Trebuie să o recunoaștem, ne dorim de când ne naștem tot felul de prostioare cu sclipiri amăgitoare, dar pe care le aruncăm când creștem și realizăm că sunt numai poleite, nu pot fi refolosite. Sunt dorințe depășite, rămase ca amintiri pline de nepotriviri. Ce? Când trupul ne trădează, dar ne lasă mintea trează, le numim doar amăgiri. Atunci iar ne întrebăm, de ce oare regretăm adesea? Chiar lăcrimăm că totuși nu s-a păstrat locul ăla minunat unde au făcut primii pași acei tineri nărăvași care au avut noroc. N-au îmbătrânit deloc, păstrați în lumea reală ca fiind forma ideală a țării lui Peter Pan, ce s-a risipit în van unde ploaia cu tristețe n-o mai simți ca în tinerețe. Sper că am exprimat ce dorea domnul Doctoreanu să redea prin versuri. Cu siguranță, tu ai recitat foarte frumos și la înregistrările pe care au fost, la început de emisie, în prima parte. Și cu siguranță da. Ne-ai pregătit și o poezie de-a ta, nu? Da, am pregătit și o poezie, copilărie, fiind 1 iunie, fiind ziua copiilor, ziua tuturor copiilor și copiilor din noi, nu? Cum mai zicea și interlocutoarea noastră. Da. Copilărie. Copilărie, ești frumoasă, luna pe cer zâmbind stioasă, de-i vremea tristă ori târzie, te scriu cu dor, ești poezie. Copilărie, îmi ești vis, floarea cea albă de cais, lumina unui cer cu stele, ești bucuria vieții mele. Când timpul zboară penserat, treptele nopții le-am urcat și mă visez pe un nor de puf, o păpădie cu zuluf. Mamei o mână îi întind, tremurul ei ușor îl simt. Copilărie, îmi ești stea, fiorul care mă trezea. Sunt anii care au trecut, eu oare când o-i fi crescut? În floarea vieții mă trezesc, prin file de povești trăiesc. Dă-mi, Doamne, înapoi copilăria scursă prin zăvoi, să scriem azi un legământ, copilăria-i
lucru sfânt, iubire pe acest pământ. Deci este scrisă cu ocazia sărbătoririi zilei copiilor și sper că ți-a plăcut. Cu siguranță, a ajuns acolo. Mulțumesc! Și în continuare le doresc tuturor o audiție plăcută, o seară plăcută și încă o dată felicitări domnului Nicu Doftoreanu. Mulțumim mult, mulțumesc, Carmen. Mulțumesc, Elena. Pentru prezență, seară minunată și audiție plăcută în continuare. Numai bine, pe curând. A fost, dragi prieteni, Carmen Pinte, scriitoarea Carmen Pinte, în direct la Radio Romantic. Voi merge repede, repejor și la ultimul telefon care o să fie în direct în această seară, la nimeni altul decât la Constantin Vaciu, acolo în București. Ia să vedem noi dacă este pe recepție. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara, Constantin Vaciu! Bine v-am găsit, Romante, și felicitări pentru această emisiune superbă! Mulțumim! Și dacă tot vorbim de tango de vreo două ore, trebuie să amintim că tangoul a apărut undeva la sfârșitul secolului XIX, în Argentina, probabil în jurul anului 1880, așa cum precizează site-ul historia.ro. Datele precise legate de apariția tangoului sunt dificil de obținut. Comunitatea de oameni în care a apărut tangoul a dispărut de mult, iar despre nașterea tangoului știm mai multe de povești decât date istorice corecte. În Buenos Aires era la sfârșitul secolului XIX un oraș care primea din Europa și din restul lumii un șir nesfârșit de emigranți, francezi, germani, italieni, spanioli, evrei și așa mai departe. Putea recunoaște în tango la contredans, adus de francezi, valsul german sau chiar influențe din muzica negrilor, aduși ca sclavi în America de Sud. Fiecare grup venea în Argentina cu o părticică din cultura proprie, inclusiv muzica și dansul. Din amestecul acestor culturi s-a născut în cele din urmă tangoul. Se pare că tangoul este cumva o revoltă a populației respective împotriva elitei, împotriva bogaților. Făcând o paralelă, eu cred că și poezia domnului Doftoreanu este o revoltă împotriva poeziei clasice, este o revoltă împotriva versului care curge, care e cursiv. Deci în poeziile dânsului recunosc o poezie ermetică, o poezie încifrată. Pare ea ușoară, dar cu fiecare vers, fiecare poem, fiecare tango este o încifrare, un mesaj încifrat. Așa. Și te-am găsit o poezie care sper să-l încânte. E mai vechiută, așa. Se numește Tangoul dorinței poticnite. Doresc să te am, să fii a mea și numai a mea, cu toate fibrele vibrânde ale ființei tale, care ascunde farmecul zilelor, farmecul nopților, farmecul vieții. Doresc să înflorești doar pentru mine și numai pentru mine, să deschizi cupa patimilor, să nu mai gândești, căci mintea întârzie explozia luminii. Doresc să iubești, așa cum iubește femeia. Poezie semnată de Nicu Doftoreanu în 1 august 1972 și revăzută în 2012 poezia și a fost publicată în volumul Tangouri, Mereu Tangouri, apărută la editura Destina în 2004. Așa, și o poezie semnată de mine, la sfârșit, și destul de proaspătă, încă e stamburvinea. Se numește Lămpile Eterne. Cuvintele de piatră încep să se topească. Din iarbă se ridică copacii de metal.
visul luminii suntem și Seva ce hrănește îmbrățișarea lui Adam. Cuvintele de apă încep să împietrească. Din palme se înalță spre cer o nouă viață. Un gând noi suntem pe buze dimineață, pe brațul Evei tatuat. Cuvintele de foc îngheață timpul, în ele stăm fugind în noi și căutăm în fiecare frunză un univers mai bun. Cuvintele de gheață pe trup mi se preling. Cu ochii închiși simțim dorința. Pe pietre, pe apă, pe foc și în gheață ne așteptăm. Mulțumesc frumos și o seară frumoasă în continuare tuturor romanticilor și să nu uităm de poemul colectiv anunțat. Da, poemul colectiv care încă nu și-a anunțat data, nu? Când o să fie? Avem în jur de vreo 15-20 de poeți care au trimis versurile, deci oameni harnici, copii harnici, deci la mulți ani tuturor copiilor din fiecare poet. Așa, și îi așteptăm pe restul să vină. Da, cu siguranță o să fie poemul săptămâna viitoare, că în această săptămână nu mai avem loc, nu mai avem timp pentru poemul colectiv. Joi avem o nouă lansare, nu? Da, sigur că da. O să vorbesc eu pe final de emisie despre ce lansare este vorba la Radio Romantic. Mulțumesc mult, Constantin Vaciu. Felicitări domnului Nicu Doctoreanu și la mai multe cărți și niciodată nu putem spune că este ultimul volum. Este cel mai proaspăt volum. Cel mai proaspăt volum, da. Tot timpul. la cât mai multe să lansăm la radio. Doamne ajută! Mulțumesc încă o dată pentru ceea ce faci tu în spatele Selenei acolo la radio. Mulțumesc pentru ajutor și seară minunată în continuare. Doar împreună putem face lucruri frumoase. Deci absolut. Mână de la mână facem să fie o lume frumoasă și bună. Bun, mulțumesc, seară frumoasă și pe curând. Numai bine. Seară frumoasă, numai bine. Da, a fost în direct cu voi Constantin Vaciu. Am zis eu că o să fie ultimul telefon, dar se pare că nu. Acum chiar că o să fie ultimul telefon, pentru că nu pot să o refuz pe următoarea romantică, care o să ne încânte cu ceva frumos, cu siguranță. E șanca mea, Aurica Toma. Bună seara! Bună seara și la mulți ani de ziua copilului! La mulți ani și ție, Aurica! Mulți ani tuturor! De mult timp nu ai mai intrat în direct la Radio Romantic? Da! Cum puteam să te refuz în această seară? Dacă timpul nu permiteam, nu era nicio problemă! Ce nu fac eu pentru voi? Chiar și dacă merg pe bâlbâială, mai pe final... Dar se pare că în această seară mă țin... Nimeni nu-i perfect, așa că da. Perfecțiunea nu cred că există. Cu siguranță ne încânți în această seară cu... Hai să zic și eu că merg tot cu două, ca de obicei, Vasilica Ilie cu rondelul, că am promis că îi termin. Așa. Într-un final. Și după aia altceva. Te ascultăm. Și uite... rondelul crăiței. De vară și până în toamnă înflorește și vioaie. Crăița este solemnă și atunci când se află în ploaie. În grădină e o doamnă, nu-i cocotă să se îndoaie. De vară și până în toamnă înflorește și vioaie. Prin culori parcă îndeamnă soarele ca o văpaie. Portocaliul înseamnă un foc mic arzând de paie. De vară și până în toamnă. Gata. Bun, și acum? Și acum o poezie scrisă anul trecut de ziua copilului. Și dacă tot ai zis că sunt un fel de Ion Creangă, am nu să știesc așa. Nu eu, Constantin Vaciu. Constantin Vaciu a zis că ești Ion Creangă al radioului romantic.
Așa, sper să o înțeleagă lumea. Să nu-ți vine mai să o traduc. Cu siguranță. Poezia mea se numește Mi-a dat timpul un cadou. Și spune așa. Ia să-mi modulez. M-am rugat din moșul timp pentru azi să-mi dea ceva. Chiar dacă am îmbătrânit, sunt copilul cuiva. Și m-a ascultat bătrânul și un vis eu am visat. Să fășem, eram calarii, piste câmpuri alergam, fără șân, chișoare goale, doar de comă mă țineam. La fântâna curăchită, calul ni l-am adăpat. Am scos apă cu o treucuță și la umbră un chic am stat. Să fășem la școală în colț, jucam oina prin sărat, vaț ascuns, alapte gros și șotron noi am jucat. Să fășem, vine o ploaie, ploaie caldă cu bulbuși. Și-n colbul gros de o palmă, ne jucam, fășem chirpiș. Ne jucam de magazinul, furam fructele necoapte și când ne prindea veșelul, luam câteva pe spate. Să fășem, eram cu vaca, o pășteam printre răzoare și în schinare aveam o tașca cu o carte și mâncare. Două turte coapte în vatră, un sighini cu majun, măliguță, un ou și o șeapă, Doamne, cât era de bun. Să fășem, eram pe oglie, nu știu unde, am uitat. Din dulcea copilărie, timpul un crâmpei ne-o dat. Gata. Felicitări, Aurica. Felicitări și sunt mândră că ești eșanca mea. Mulțumesc pentru prezență, mulțumesc că ți-ai făcut timp pentru noi. Te așteptăm cu mare drag și în emisiile viitoare. Am ascultat ca coadă, dar am avut și alte treburi. Da. Bun, mulțumesc mult. Bine, sănătate multă și la mulți ani încă o dată tuturor. Numai bine, pe curând. Da, a fost Aurica Toma, Aurici Pogonici, așa cum îi spunem noi acolo pe chatul romantic. Dragii mei, dacă doriți să fiți adăugat pe chatul romantic, dați-mi de știre mie, colegului Costi, sau unui altui membru care este deja pe chat de pe Facebook. Cu mine o să vă reîntâlniți cu siguranță joi, începând cu ora 18. Vom avea o nouă lansare de carte aici la Radio Romantic, un volum de poezii semnat de Mariana Bendu, care se numește Dragostea, Nădejdea și Credința. Să știți că și dumneai are câteva volume pentru voi romantici, pentru cei care o să răspundă firește la 2-3 întrebări. Noi vă așteptăm cu mare, mare drag. Nu uitați, joi, începând cu ora 18, ora României, Selena va reveni în direct pentru o nouă lansare de carte la Radio Romantic. Nu uitați nici de poemul colectiv din această lună, primul din această lună, care are temă Pe plajă la mare, maxim 8 versuri. Trimiteți, vă rog, în privatul prietenul nostru Constantin Vaciu, dumnealui se ocupă de acest poem colectiv și îl felicit pentru ceea ce face pentru Radio Romantic. În curând voi încheia emisia cu ce am început. Leo Buznaru pentru voi în câteva secunde. Bun regăsit, dragi copii! Astăzi voi citi pentru voi un alt grupaj de poezii. El este din cartea Căruțul cu Înger, apărut acum mulți ani, în 2003, la editura Prut Internațional. Ilustrațiile îi aparțin doamnei Violeta Dabija. Deci, Căruțul cu Îngeri. Dacă cerul are
nu doar carul mare, ci și carul mic, mă gândesc și zic, pe bolte sus străluce, un car cât un știubei, ce dulce mere dulce, ce îngeri prichindei. Poetul: și visul, dar și lumea, e ca o poezie, un înger doar o vede, un altul o și scrie, chiar tu poți fi copilul ce-o trece în caiet și peste ceva vreme ajunge vei poet și poate că vreodată doamna educatoare va spune cu mândrie, el e din grupa mare. Când vine o poezie, de-a nu crede că e ușor să ajungi poet în lume, te învață puișor chiar exemplul tău anume. Iată, ai computer pix, ai mașină pentru scris, ai dorință, ai hârtie și aștepți la 10 fix să-ți vină vreo poezie. Dar auzi un glas de zei, buni experți în meserie, ea vine când îi vine ei și nu când îți vine ție. Dactilografa: peste frunza de sulfină ploaia bate la mașină câte o literă latină. Tic-tic-top, tic-tic-top, câte o literă în strop. Iar când se întoarce sus pe nor, ea scrie la calculator. Pe al cerului ecran, stele, litere, noi an. Piersicul și curcubeul: un persic ce-nflorise roz rugă în altul curcubeu, fii bun să te arcuiești frumos chiar peste rămurișul meu. Ce-au zis bietele boschete, ce în loc de flori au numai puf, uite, domnule, s-ar crede erou sub arcul de triumf. Opt micuți cu mierea în burți. Într-un zemos crepat acopt, în dulcea mezului lagună, coboară pui de albine, opt, ca într-un crater de pe lună. Astfel, concluzia e una, pentru acești pui cu mierea în burți. Odată ce-au cucerit luna, înseamnă că-ți cosmonauți. Poem cu panda: prins de-un ram sau doar de-o rază și admirat de-o libelulă, ursul panda pendulează ca o limbă de pendulă. Huța încolo, huța încoace, panda, ursul fără frică, pe ceasornicul o face, însă ora nu indică. Și că ce să încerce în van dacă nu are cadran? Iar aricii unde face? Nici cadran nu ai, nici ace. Și astfel panda a aflat că nu-i ceasornic, ci acrobat. Ghicitor și ghicitoare: la 8 fetițe și 5 pici le-am spus, precum la unul, ghici, care-i apa luminoasă prinsă în cui la voi în casă? Și au răspuns Marcel și Linda că de fapt apa e oglinda. Deci eu rămân dator să spun, ca să știe oricare, în clasa întâi sunt cei mai buni ghicitori și ghicitoare. Biblioteca: pentru lumea cititoare, fie mică, fie mare, templul ei mereu adună carte bună, de lumină. Clar le este tuturor, piciul dacă e cititor, crește mult mai repejor. Fetița cu cartea în mână e frumoasă ca o zină, iar împreună logofeți nu-s doar frumoși, ci și deștepți. Tangoul iubirii fericite. Moto:
viața nu face zgomot. Trece așa ușor, încât, de nu ești atent, îți scapă printre degete. Când iubirea are un nume fericirea, aș propune să-i dăm liber. Cum anume? Ei, asta nu vă pot spune. Chiar dacă pare ușor să vorbești de viitor, tot ce a fost de spus, au spus de mult alții ce s-au dus. Soarta nu are răspuns la întrebarea de mai sus, fiindcă-i cum am presupus, cum degeaba i s-a pus, cred că însă că-i demodat să-i dăm vină în mod constant doar pe cei care au clacat. Atunci când vi s-a întâmplat să-și descopere minirea, doar pierzându-se cu firea. Nimic nu-i predestinat când iubești cu adevărat și găsești ființa străveche care-i sufletul pereche, pentru care stai de veche, constatați, iute, că iubirea are în nume fericirea. Poezie semnată de Nicu Doftoreanu. Trebuia să recit și o poezie, nu? În această seară, semnată de dumnealui. Dragii mei, a sosit momentul să-mi iau eu la revedere. Vă mulțumesc mult pentru prezență, pentru audiență. Și, așa cum am spus, ne vom reîntâlni joi, începând cu ora 18, ora României, la o altă lansare de carte aici, la Radio Romantic. Selina vă pupă și vă îmbrățișează și vă dorește o seară minunată în continuare.